Din punctul de vedere al evoluției financiar-bancare, răstimpul cuprins între 10 și 16 aprilie va fi marcat de două evenimente care vor influența mecanismele comerciale, piața bursieră, resursele, veniturile, salarizarea, investițiile, pierderile și așa mai departe. Este vorba de influența lunii noi în berbec, din ziua de 12 aprilie, care patronează foarte multe inițiative. Dă apă la moară celor curajoși și îndrăzneți sau doar impetuoși care vor neapărat să facă ceva, să fie activi, să nu stea degeaba. Și nu întotdeauna inițiativele acestora sunt chiar foarte bine motivate sau consolidate de o pregătire, de o experiență de viață ori de un temei real. Pot să fie și lucruri hazardate, improvizații, reacții la mânie de moment și, iarăși, cum spuneam, această precipitare nu este bună. Lumea banilor nu este o lume a inspirației, este o lume care se bazează pe cunoaștere, pe statistică, pe evidențe și nu pe impresii subiective. Nu e o lume a poeziei, este o lume a concretului. Și atunci aceste gesturi imprudente sunt, din punct de vedere astral, zic eu, lucrul cel mai vulnerabil. Nu spun neapărat cel mai prost, dar vulnerabil cu siguranță. De acum încolo se vor manifesta și alte influențe, pentru că este vorba mai întâi de o acumulare de vibrații în preajma datei de 12 aprilie, când vor fi numai puțin de 5 planete în semnul berbecului, apoi planeta Venus va părăsi acest sector și se va instala în transit prin zodia Taurului. Ea va străbate această zodie între 14 aprilie și 9 mai și va accentua elementele stabile de substanță mai profunde pe termen lung, care țin de substratul, de temeiul, de temelia unor activități, afaceri sau chiar de felul în care se vor așeza niște demersuri instituționale. Teoretic este vorba de o planetă în domiciliu, deci ea trebuie să aibă o vibrație bună, corectă, protectivă, nu la câștigurile mici, ci mai ales la capitolul investiție, construcție pe termen scurt sau mediu, care pot să le dea unora dintre nativi șansa de a câștiga nu acum în aceste săptămâni, ci de a acumula lent, dar sigur, în următorii ani, un venit. De asemenea, este și momentul în care se vor pune cu prioritate niște probleme de administrare a bunurilor imobiliare și a bunurilor funciare. Toți cei care au bucăți de pământ, cum se spune, terenuri, cultivabile sau nu, valorificabile sau nu, trebuie să se gândească foarte bine în această perioadă ce vor face cu ele. Unii pot să le dea în exploatare, în arendă, alții pot să scoată de pe urma lor un alt fel de câștig. Să spunem, dacă pe respectivul teren este plantată o vie sau este în cultură o livadă sau este în îngrijire o latură agrară, cereale, legume, zarzavaturi care pot fi vândute și în felul acesta să ofere un câștig. Sunt și terenuri buruienoase și râpoase care nu au un potențial mare. Dumnezeu știe cum au ajuns în posesia acestor persoane, în general prin moșteniri din mână în mână, nu neapărat pentru că la un moment dat ar fi fost entuziasmați să facă o mare cumpărătură, un teren râpos și necultivabil. Aici este o problemă pentru că aceste terenuri pot să înceapă să devină o povară. Se plătește impozit, nu pot fi exploatate, mâna de lucru nu mai este disponibilă ca altă dată. Pe un astfel de teren, niște mecanisme agricole de ameliorare, de cultivare costă foarte mult, dar asta nu înseamnă că nu pot fi exploatate. De exemplu, se pot cultiva plante medicinale, se pot cultiva fructe de pădure acolo unde este cazul în geografia locului. Pot să existe și niște plasamente ca să nu lase pământul pur și simplu necultivat, sterp și nerentabil. Apoi este vorba și de tot ceea ce înseamnă construcție, a cărei bază se poate pune în această perioadă și care are ca premiză un potențial câștig în viitor, în principal din închiriere, alte ori pentru a găzdui niște activități mai importante, în industrie, în principal, construcții cu o dedicație, nu neapărat locativă, cât una necesară unor firme să lucreze acolo, fie sub forma unor activități de birou, fie sub forma unor activități industriale, fie sub forma unor depozite. Din această perspectivă, transitul planetei Venus este unul bun pentru firme. Este mai puțin favorabilă celor care fac speculații, care sunt interesați de mecanismele bursiere, care stau la pândă să ciupească cine știe ce afacere. Pentru că o serie de activități care se desfășoară sub patronajul acestui cuplu Venus-Taur reprezintă stabilitate, echilibru, judecată, măsură, maturitate, responsabilitate și prudență.